Bine ați venit pe canalul meu. Azi vreau să vă arăt o știre. Bunuri de patrimoniu distruse într-un sit arheologic de la Cerchezu. Despre ce este vorba? Ia să vedem. Ce avem noi aici? Două gropi săpate pe un drum de țară. Ce interesant. Deci e un drum și două gropi săpate. Ia să vedem. Bănuiți de comiterea unor infracțiuni de distrugere a unor bunuri care fac parte din patrimoniul cultural și tentativă de furt calificat, identificați de polițiștii constanțeni. Deci, tentativă înseamnă că încă n-au apucat să le ia. Numai le-au scos afară. În fine, la data de 17 februarie anul curent, polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale au depistat doi bărbați de 47 respectiv 60 de ani din localitatea Cerchezu, județul Constanța, care ar fi efectuat săpături într-o zonă cu potențial arheologic reperat. Deci nu era sit arheologic, e zonă cu potențial, asta e o zonă care e o zonă cam cu cântec, că asta o poți declara și după ce cineva a comis o infracțiune. Bineînțeles, poate fi declarată și înainte și ținută pe un carnețel de către arheologi, notată. Țin minte că așa a pățit prin 2014 băiatul ăla de la Piatra Neamț, Marius Irimia, da, cu monedele. Deci tipul ce a făcut? A găsit monede romane, dinari. Și eu nu mai știu exact pe unde zona, Taslău, da, Taslău. Și când s-a dus să îi predea la muzeu, după un timp i-a anunțat, păi zona aia noi știam de ea, dar n-am avut timp să o cercetăm, bla bla bla, bla bla bla, și i-a făcut un dosar penal. Dar până la urmă s-a terminat cu bine că acolo a fost o cam o făcătură. Aici cine știe ce o fi. Bun, hai să vedem în continuare. Deci nu e sit arheologic, e reperat. În fine. Și pe drum acolo, curios. Da. Din localitate, unde au găsit trei vase de provizii de lut, datând cu aproximație din secolul 3-4 după Hristos, susceptibile a face parte din patrimoniul cultural național. Conform opiniei preliminare a experților, bunurile au fost estimate la o valoare de peste 3.000 de euro. Opa, 3.000 de euro. Vă dați seama? Bă, da, fraier, mă, că dacă le preda la primărie, lua 1.000 de euro. 30%. Aproape 1.000 de euro. Îți dai seama? Bă, da, fraier. Acestea urmând a fi evaluate după ce vor fi scoase integral din situl arheologic. Păi ori e loc reperat cu potențial, ori e sit arheologic, acum hotărâți-vă. Ia să vedem mai departe ce mai zic. Polițiștii constanțeni au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere a unor bunuri care fac parte din patrimoniul cultural. Tentativă de furt, calificat și efectuarea oricăror lucrări care pot afecta siturile arheologice. Mai departe, cam așa arată un vas întreg. Înseamnă că alea nici nu erau întregi. Sau erau sparte, sau cine știe. La fel ca și cele descoperite la Cerchezu. Am încercat să caut alte imagini, alte poze, alte știri despre pățania asta, dar n-am găsit altceva decât asta. Așa că, uite, poți să dai de belea și fără detectorul de metale, săpând după cioburi. Cioburi după pietre scrise, scrijelite, deci trebuie avut grijă. Nu se face.
nu se merită. O mână de o oală spartă să ajungi cu dosar penal, amendă de la 1 milion la 3 milioane de lei noi, plus că le mai plătești paguba de 3.000 de euro, vă dați seama. N-au știut băieții în ce se bagă, sigur. Mă gândesc eu, în fine. Anchetatorul ăsta. Dar mă enervează că, domne, nu mai găsești după nimic de referitor la știrea asta, nici peste un an, nici peste doi, nici peste trei. Ce au pățit, ce sentință au primit, nu mai găsești nimic. La noi, pac, când e, uite, cu tare, nu știu ce, fiecare spune ce vrea și, la urmă, rămâi cu fața în soare. Așa că, stimabilul, aveți grijă ce cioburi adunați de pe arătură, de pe dealuri, de pe... Că nu se merită. Lăsați-le acolo, că mai duce ca un ciob din ăsta de oală spartă și ți-ai distrus toată viața. Na bun, v-am lăsat. Dacă mai găsesc ceva, vă mai postez. Sper că v-a plăcut. Dați like, dați dislike, comentați. Vă aștept cu plăcere. O zi bună și vizionare plăcută în continuare. Toma. Cuidado con esta piedra.